vom venit la un nou episod de podcast Altfel de povești. Alături de mine este Cristi și cum vă spuneam data trecută, uh, să-mi scrieți dacă aveți recomandări. Pe Cristi chiar așa l-am întâlnit. Cineva mi-a scris pe Instagram uh, că povestea pe care Dumnezeu a scris-o prin Cristi trebuie să se audă. La radio, pe YouTube, trebuie să se audă. Uh, și vă spun că invitația încă e deschisă. Vă aștept să-mi scrieți ori pe Instagram, uh, ori pe contactaruncrossound.ru. Bun, hai să aflăm împreună despre experiențele lui Cristi cu Dumnezeu. Bine ai venit, Crist. Bine v-am găsit, Persi. Ce faci? Foarte bine, mulțumesc pentru invitație. Și eu mulțumesc că ai acceptat. Uh, am un joc pentru tine, ca să te cunoaștem puțin. Uh, trebuie să alegi între două variante pe care eu ți le propun. Ok. Hai să vedem. Mare sau munte? Uh, munte. Munte. Plaie sau zăpadă? Zăpadă. Ca se leagă cu muntele? Corect. Da, da. <laughs> Film la cinema sau acasă? Uh, la cinema. Să călătorești în timp sau în spațiu? Ce-ai prefera? Uh, în timp. De ce? Tare. Uh, Nu știu, poate m-aș pregăti pentru unele chestii uh -huh, care okay. ar veni. Ok. Așa da. uh, că am puțin, mai ai grea așa. Uh, ce preferi? Să uiți ce gândești sau să fii incapabil să simți emoții? Uh, da, e dreptate o întrebare grea. Cred că ar fi mai rău să nu poți simți emoții, uh -huh. dar cred că asta ar fi mai rău, uh -huh. mai bine. Ok. Bine, super! Mersi pentru răspunsuri. Uh -huh. uh, acum ai spune câteva lucruri despre tine, ca să te cunoaște puțin mai bine. Cine ești câte, cu ce te ocupi? Ce, uh, placut, ce să faci? Da, eu sunt Cristi, am 24 de ani. Uh, în momentul de față lucrez ca șofer, profesionist pe camion. Uh -huh. și... Ce să să faci? În, timpul liber, ca să zic așa, îmi place foarte mult să cânt la viară. Ah, deci cu asta mă ocup și Super. prin lucrul ăsta slujesc în biserica din care fac parte și uh -huh. chiar, nu știu, e ceva ce îmi place foarte mult. Super. Și mie îmi place foarte mult vioara. Foarte okay. mult. Ok. Uh, cum e familia în care tu ai crescut, Cristi? Cum spune puțin despre copilăria ta? unde Cum ai crescut? Unde ai petrecut-o? Uh, Provin dintr-o familie modestă, mm -hmm. da, de la țară. Nu, familia din București, mea, nu? nu? Nu, 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 nu. Familia mea s-au născut ortodoși, mm -hmm. da, au fost credincioși și modor, apoi așa au simțit ei, eu aveam atunci vârsta de șapte ani, când ei au hotărât să devină penticostali, da, să... Mm -hmm. uh, adopte acest lucru și pentru mine la vârsta aia poate n-a fost ceva de înțeles, mm -hmm. dar în timp, că uite, tot vorbeam de timp, da. a fost ceva ce mi-am dorit și a venit de la sine. Și lucrul ăsta pe noi ca familie ne-a ajutat, pentru că chiar dacă am trecut prin multe lucruri, a fost Dumnezeu cu noi. Mm -hmm. Mai ai da. frați? Da, mai am două surori mm -hmm. și doi fraci. Super, tu ești la mijloc? Da, în mijloc. Eu. <laughs> da. Ok. Uh, ok, deci la șapte ani cumva ai început să-l cunoști pe Dumnezeu într-un mod mai adânc sau nu știu, mai. Uh, mai apropiat. Exact, poate la mentalitatea de aveam atunci, da. Credeam uh -huh. în doamne Doamne, cum. ai okay. zice, da. Ok. Da. Și cum a fost după aia, pe parcurs, așa cum, uh, cum ți s-a descoperit Dumnezeu și când, când poți să zici că. Chiar a înțeles sacrificiul lui pe cruce pentru tine și dragostea pe care ți o poartă? Păi, diferența între mine și copiii din timpul ăla era că tata oarecum pe mine mă obliga să stau cu el în biserică. Okay. Chiar dacă nu-mi plăcea, să te în biserică cu el. Uh -huh. Nu, tată, vreau și eu afară cu ceilalți copii să ne jucăm. Și stând acolo în biserică, câte puțin am început să înțeleg unele lucruri care poate la vârsta aceea greu de înțeles uh -huh. adică vedeam niște lucruri la postorul din vremea aceea uh, și învățam că eu trebuie să mă pocăiesc uh -huh. și vroiam să fac ce fac ei în timpul, adică ce? Să vestesc Evanghelia, uh -huh. în modul în care pricepeam eu la da. timpul acela da. și lucrul ăsta m-a făcut să cresc, să mă apropie mai mult de Dumnezeu uh, mi-aduc aminte că mama mea îmi dădea niște vesete să învăț și erau foarte mari Adică, așa le vedeam eu. Da. Și m-am făcea un secret ca să învăț. Scria mai mic. Și <laughs> <Se laughs> atunci ver. mi se părea, a, ce puțin. Și atunci m-a da. ajutat să învăț și făceam șenete, m-am crescut atunci, aveam liderul nostru care ne ajuta ca copii. Mm -hmm. Și, ușor ușor am înțeles că trebuie să lucrezi pentru Dumnezeu. Mm -hmm. da. okay. uh, știu că ai avut parte în viața ta de o experiență mai dureroasă, mai grea. Și dacă poți să ne povestești cumva... Uh, da. Uh, la vârsta de 16 ani, chiar când am ales să fac un legământ cu Dumnezeu, uh -huh. știi, noi spunem că sunt 40 de zile de încercare. De fapt, cred că două, trei luni am fost foarte bine cuvântat, Adică și oamenii din jurul meu mi-au spus mai ai făcut un lucru bun pentru că te știm și știm copilăria ta, ai crescut în biserică și trebuia să faci lucrul ăsta și te reprezintă. Faptul că ai făcut legământul ăsta cu Dumnezeu. Da, da. Deci primeam mai încurajări. Uh -huh. Dar după uh, au început să vină niște lucruri care pentru mine, ușor, ușor le înțelegeam, dar greu. Okay. Adică dintr-o simplă răceală da, m-am dus, pentru că în timpul ăla jucam foarte mult fotbal. Da. Și eram pe modul două trei ore alergam și după apă rece, Da, Și o simplă răceală da, pentru că am fost la medicul care era atunci în, la noi în localitate, la dispensar, cum se zice, mm -hmm. și mi-a spus în felul următor, eu simplă răceală, te trimitem la spital, faci o analiză mai amănunțită și stai niște că nu o să fie ceva rău. Mm -hmm. Și cred că am, în timpul am fost pe la 45 medici și uh -huh. spitale și unii mă trimiteau de colo-colo. Spunând la fel că stai niște, dar hai să facem altceva, mă pentru că nu cunoaștem într-adevăr ce se întâmplă. Până la un moment dat, când unul din ei uh, și-au luat puțin inițiativa și-a spus, uite, e o răceală foarte puternică, de fapt, și ești suspect de TBC. Mm -hmm. Și-am început un tratament în București de vreo patru luni de zile, mm -hmm. în care în fiecare zi uh, l-am câte un pumn de medicamente. Mm -hmm. Și Încercam să fie totul bine, adică mă rugam la Dumnezeu cu credința care aveam, dar tu nici nu înțelegeam. Tu te fizic, rău, adică rău? Ți... Foarte rău. Okay. Adică acum pot să spun că sunt plinuț, dar atunci cred că aveam 46 de kilograme. Eram foarte slab mm -hmm. și de multe ori nu mai puteam nici să stau pe picioare. Mm -hmm. da, și din cauza la lucrul ăsta am venit și la spital să vedem ce se întâmplă. Da. 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 da și de fapt tratamentul am foarte mult dar nu-și făcea treaba. Mm -hmm. De fapt, în loc să avansez, să fiu mai bine, o l-am mai în jos, o l-am rău. Și apoi au zis ei, hai să-ți facem o analiză și mai am anunțit de atât. Mm -hmm. Pentru ea a însemnat o biopsie. Okay. În dreptul gâtului aici. Și luându această biopsie, a fost diagnosticul cancer maling hotkin. Stadiul 3B, adică încă un stadiu și leucemie. Mm. Atunci eu nu știam chiar, într-adevăr, ce înseamnă lucrurile astea. Părinții mei ascundeau de mine lucrurile astea. Și acolo a fost momentul în care chiar am început să cred mai mult în Dumnezeu mm -hmm. și am început să-l descoperi pe acest Dumnezeu. Pentru că cât ai fi de credincios într-un timp ca ăsta, adică spuneam în mintea mea atunci, doamne, din copilăria mea te-am slujit, nu știu ce sunt lucrurile astea, rele, și acum la un moment dat în care trebuie să vestesc evanghelia ta, să vorbesc la oameni despre Dumnezeu, să vorbesc despre tine, tu ce faci? Mă mm -hmm. trimis într-un spital, mă mm -hmm. îmbolnăvesc și nu mai pot să fac nimic și poate chiar să mor. Mm -hmm. Eram, nu știu, într-un timp în care nu mai înțelegeam ce se întâmplă. Venise slăbiciunii înaintea mea, venise necredința. Îndoieli, și îmi imaginez, foarte multe, da, pentru da. că eu vârstă la 16 ani, cum știm fiecare, care atunci încerci să te deschizi înaintea prietenilor, să, să te să cunoști, cunoști o fată, dar da, uh -huh. să te cunoști pe tine. Uh -huh. Și veni și o dezamăgire și pe partea asta așa. Adică vreau să cunosc o fată. Vreau să am și un anturaj în care să joc un fotbal, să mă duc la film cu prietenii, Relacional, să ies. Exact, da. 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 Uh -huh. Și venea foarte greu, pentru că știam prietenii și, ca să zic așa, găștile din timpul meu și din anturajul meu, care făceau o grămadă de lucruri și venea greu. Da. Și numai, în timpul anului nu mai am înțeles planul lui Dumnezeu. Uh -huh. Adică eu ceream ceva de la Dumnezeu și, de fapt, Dumnezeu mi-a mi dat altceva. Uh -huh. Și am început pot să mă descoper, am încercat să vorbesc cu Dumnezeu, cu toate că eram dezamăgit foarte mult. De El? Da. Ok. Da. Uh -huh. Pentru că așa cum ți-am spus mai devreme, adică n-am cunoscut până momentul la lucruri rele. Uh -huh. Nu știu, fete, anturaje urâte, băutură, țigări și lucrurile astea, nu știam. Uh -huh. Și atunci ziceam, Doamne, ce -ai cu mine? Cu ce-am greșit, cum zicem fiecare, uh -huh. ce-am păcătuit. Și atunci Dumnezeu a venit într-un timp în care după două luni de zile în spital nu mai știam de capul meu mm -hmm. a venit și un felul ăsta mi-a vorbit spune mă, tu vrei să te duci în biserică să le vorbești oamenilor despre Dumnezeu și din cuvântul meu da? dar problema e că ai nevoie și de mărturii mm -hmm. și vezi că de multe ori unde vrei tu să te trimit eu nu e bine eu nu vreau să fiu în biserici momentan, vreau ca tu să predici sau să vorbești despre mine în spitale. Uh -huh. Și când am înțeles lucrul ăsta, am sunat postorul, am sunat tinerii din vremea aceea care eram și am chemat la spital. Wow. Și am făcut o evangelizare în care doctorii au venit acolo și plângeau cu asistentele, simțeau această prezență a lui Dumnezeu, uh, toți adolescenții care erau acolo, copiii, uh, au început și ei să fie acolo cu noi. Ba chiar o fată, în momentul acela, zice: Gata, eu vreau să-l primesc pe acest Dumnezeu și vreau să mă pocăiesc. Uh -huh. Și am cântat, ne-am rugat împreună cu ei, și de atunci am început să-l primesc pe acest Dumnezeu altfel. Uh -huh. Adică să-l văd în modul, Doamne, acum îți înțeleg planul. Uh -huh. Dar știți ce se întâmpla? Pe partea spirituală, acolo în spital, simțeam că merge totul bine. Adică, acei tineri din timpul, la și fete și băieți, vorbeau cu mine cu frate. că spunea, bă, la voi, ipocaiții, să zice, cu frate. Ne. Și le dădeam niște Biblii, le vorbeam despre Dumnezeu, comunicam cu ei. Începeau unii care mai fumau, zice, bă, nu mai fumezi, că dacă tu spui că e păcat, nu mai fumezi. Începuse niște lucruri bine. Dar pe partea asta fizică. Uh -huh. Tratamentul tot nu-și făcea treaba. Ok. Tot nu-și făcea treaba. Tot începusem să se iau mai rău. Veneau părinții mei în vizită la mine. Asta uh, era înainte să primesc acest verdict de cancer malign. Mm -hmm. Eram doar suspect de TBC și stăteam cu lunile în spital. Și părinții mei veneau la mine. Cum ești? Foarte bine. N-am nicio problemă. Ok, uite, ți lăsăm o sumă de bani pentru mâncare aici și o sumă de bani pentru doctori, când mm -hmm. mai te duci. Eu acei bani uh, îi foloseam pentru adolescenții de acolo. Pentru că erau adolescenții acolo care părinților nu-i viziteau cu lunele. Mm -hmm. uh, erau fete și băieți acolo care nu știau nici cum arată părinților. Zice, mm -hmm. bă, părinții mei nu au mai singur. venit mm -hmm. și nu aveau nici mâncare. Uh, N-aveau nici apă de multe ori, unii dintre ei care erau puțin mai. na, nu se arătau, se duceau la baie și la apă din ghiuvetă și puneau un sticlă ca să arate că au apă, știi. Uh -huh. Și atunci, văzând lucrul ăsta, am nevoie de mai mulți bani. Mai dați-mi bani. Și banii de-aia mi dădeau un plan frigiderul care l aveam acolo în cameră și când mergeam la masă cu ei, pentru că mâncarea din spital nu e bună, uh -huh. <laughs> da, cred că asta știm toți, bine, e bună, dar nu. Foarte Înțeleg, bună, da. Gustuasă. Și le spuneam în felul următor. Și asta e lauda lui Dumnezeu. Uitați frigiderul acolo. Fiecare. Tu ia aia, tu ia aia, tu ia aia. Hai să mergem la masă. Uh -huh. Pe Cristi noi nu avem bani, nu avem mâncare. Sunt la toți aici. Și mâncam cu ei... Uh, nu știu, m-am prietenisem ei, ți-am spus, le vorbeam despre Dumnezeu și făcusem acolo o părtășie în care aveam și seri când cântam mm -hmm. cu ei și nu erau pocăiți, nu erau ca noi creștini și nu știau cântările mele, mm -hmm. dar stăteam în prezența lui Dumnezeu și cântam. După, cum ți-am spus, lucrurile spiritual mergeau bine, mm -hmm. dar firești cu trupul meu început să mă agravez. Și m-au trimis la un alt spital, după această biopsie puternică și am început tratamentul Chimioterapia mm -hmm. Și atunci a, a venit din nou Această întestare În inima mea Pentru că așa cum ți-am spus Nu știam ce se întâmplă Da. Dar când eram într-o zi În camera mea Ca un adolescent care Vrea să aranjeze M-am dus în oglindă Și am început să-mi Pun așa mâna prin păr mm -hmm. Și când am Dat mâna jos din păr Toată mâna mea era plină de acel păr. Și mm -hmm. atunci m-a așa un fior ca de moarte. Am început să tremur și am început să plâng. Mm -hmm. Și am zis, Doamne, ce vrei să faci cu mine? Acel moment a fost, nu știu cum să spun, punctul culminant al poveștii, nu știu. Uh, da, da. Care ținut. chiar acolo m-a șocat. Dar Dumnezeu nu m-a lăsat în momentul ăsta, așa. Am început să mă rog mai mult la el. Biserica din care făceam parte, uh, pastorul, făcea un lucru minunat. La telefonul lui tata îl punea la advon, se rugau și cântau acolo împreună iar și eu eram în pat, mă puneam Aaaa. întins cu telefonul la ureche și plângeam. Uh -huh. Și îmi imaginam, Doamne, eu nu sunt aici, în spital, eu sunt cu frații și surorile mele în biserică. În biserică. Uhum. și frații se rugau eu mă rugam familia mea se rugau pentru mine și credeam că Dumnezeu ne va salva pentru că noi când ne-am dus cu această analiză doctorul acela când s-a uitat spune bă ai fost pe la toate spitalele mi l-ai adus mort și vrei ca eu să-l înviu uhum. te rog ia-l acasă Eu în momentul la tata m-a adus pe brațe Mm -hmm. Nu mai m-a dus pe picioarele mele. M-a dus decât, decât pe brațe. Și eram întins pe o masă în care decât nici ochii nu puteam să-i deschid. Decât auzeam ce se întâmplă în jurul meu. Și atunci tatăl meu a zis în felul următor. Domnul doctor, noi suntem creștini. Noi suntem penticostali. Noi credem că Dumnezeul va vindeca prin dumneavoastră. Mm -hmm. Așa că vă rog să-L primiți. Și atunci domnul doctor m-a primit. Bă, nu prea e șanse, nu sunt șanse deloc, dar noi credem că s-ar putea face ceva. Hai să-l primim aici. Și am stat o săptămână la pat. Uh -huh. În vremea aceea veneau părinți la tată la casă, că mama era cu mine în spital și le spunea uh, când l-a pe Cristi acasă, că am auzit că a murit. Uh. Da. Tot satul de la noi de acolo, ca și ei la sat, o veste sau de foarte da. repede și... Zice, știm că Cristi a murit? de ce nu-l aduceți acasă? Adolescenții din vremea aia care erau, uh, unde e Cristi? Vrem să-l vedem și noi, dar noi știm că s a întâmplat lucrurile, de ce nu-l aduceți acasă? Erau vecinii noștri care aduceau mâncare lui tata. Mm. Ei, pentru că mama era cu mine în spital și uh, nu mai putea, nu mai La avea de cine de. să îi hrănească, știi? Și în tot lucrul ăsta de s-a întâmplat în timpul ăla, am învățat un lucru. Diferența era între mine și acei adolescenți că la mine când venea dimineața prima dată plângeam și nu puteam să stau de durerile acelui tratament, mm -hmm. că e un tratament foarte puternic. Și cei de erau, care erau de lângă mine la fel. La fel erau și ei foarte rău. Dar între timp, după încă câteva luni de zile, eu când venea dimineața domnul doctor la mine să mă consulte, eu mă trezeam, la am vioara și îi cântam. Uhum. acestui doctor și ceilalți plângea lângă mine de dureri și se obișnuia ca în fiecare zi domnul doctor direct intra, hai Cristi bagă, hai începe și cânt și începeam să-i cânt pentru că acolo Dumnezeu a lucrat mult rău de tot, în vremea asta când tinerii făceau ce făceau în biserică și vreau să lucreze pentru Dumnezeu și le vorbea că uite trebuie să vă băgați la niște instrumente să cântați eu mă supăram și spuneam dar eu nu pot să mă ba la un instrument pentru că stau în spital și plâng aici și mă doare. Uh -huh. Și am dureri și sufă, nu știu dacă o să mai trăiesc. Uh -huh. Dar tot Dumnezeu face într-un fel. Pentru că, când m-am dus odată acasă, la o săptămână. Asta tot bun la, încă erai la. Da, da, eram bolnav. M-au dat acasă o săptămână să stau așa, în, cu familia, să uh -huh. mai vorbim, să comunicăm. Când am venit din nou în spital, era acolo un băiat care s-a pus în patul meu uh -huh. și eu în momentul ăla am supărat am chemat-o pe doamna asistentă, doamna studentă, dar ce caută băiatul ăsta în patul meu că e patul meu și zice Cristi, băiatul ăsta e foarte grav bolnav, nu mai vrem să-l mutăm de aici punte tu în parte uh -huh. eu eram pe modul, a stai să vezi ce, că se trezește să vezi ce leau <laughs> <laughs> și el când a văzut vioara la mine cu omul lângă pat că în timpul la cred că o singură melodie știam să cânt la vioara, nu știam să cânt el zice, ce faci cu vioare? Pe uite, știu și o cântare și o melodie și vreau să învăț și eu mai mult. Dar nu mai am profesor, n-am cine să mă învețe. Eram foarte da, sprat. Da, da. Păi te învăț eu. A... Păi tu de unde știi? pe păi când de 10 ani la vioară. Atunci wow. am început din nou să plâng și să-i zic, Doamne, îți mulțumesc că tu în spital mi-ai trimis aici un profesor. Mm -hmm. Și diferența după toată întâmplarea asta de vreo ani de zile... 2 ani de zile, ținut? Da. Prin spitale, prin analize și prin toate locurile astea, 2 ani de zile am stat. Uh, S-a întâmplat că am fost 24 de adolescenți pe acel salon. Uh -huh. Singurii care au trăit, restul au murit toți, am fost decât eu și acest băiat. Și după wow. un timp de trei ani, cred, cam așa, m-am reîntâlnit cu el și am mărturisit și lucrul să și de ce trăiești tu în ziua de astăzi, și de ce trăiesc eu. Eu trăiesc pentru că știu că Isus mă iubește și sunt copilul lui, și tu trăiești pentru că, într-un timp, Dumnezeu pe tine te-a folosit ca profesor pentru mine. Uh -huh. Și în momentul de față, și tu ești copilul lui Isus. Da. A fost așa un lucru care, pe mine personal, m-a mișcat în toate lucrurile. Uh -huh. Am avut și cum spune momentul vindecării, adică ziua. Da, a fost un moment care, știi cum, Dumnezeu face surprize cele mai plăcute și cele mai frumoase. Adică, rutina noastră era o dată la săptămână să facem analize. Uh -huh. După o săptămână de tratament, pentru că aveam tratament pentru un an de zile. Și aveam șase luni de zile de tratament. După șase luni de zile, în săptămâna care trebuia să facem analizele, am venit la domnul doctor cu acele analize. Când se uită pe foaie, se ridică în picioare el și spune, noi ce știam dinainte, mai trebuie să avem încă patru luni de zile de tratament. Mm -hmm. și era procedura, așa era protocolul. Se uită pe foaie, se ridică în picioare, eu eram pe acea masă, din nou, tata era lângă mine cu mama, și spune, băiatul vostru nu mai are nimic. Wow. Băiatul vostru este vindecat complet. Mai trebuia să facem încă 4 luni de tratament, da. dar nu mai este nevoie. Păi deci, o pur și lucrăm. simplu, într-o zi, analizele au fost. Da, da, da. Au fost bune, datorită rugăciunilor. Da. da. Wow. Și lucrul ăsta s-a datorat și, cum ai spus, rugăciunilor și a unei credințe, nu ne neapărat că eu sunt sfânt sau cineva e sfânt și de asta lucrează Dumnezeu, nu. Se datorează faptului doar pentru că Dumnezeu vrea să-și arate la lui. Mm -hmm. Când m-am gândit la lucrul ăsta. Pentru că în timpul a mai venit și o mărturie la mine exact cum facem noi acum. Tot așa căutam pe YouTube, căutam o predică, căutam o mărturie. Și am ascultat o mărturie a unui om foarte binecuvântat, mm -hmm. dacă pot să-i spun și numele da, Marian Mucano, mm -hmm. care îl cânta la vioară. Da. Și eu l-apreciam, l-ascultam mult de tot. Și când dând acolo scroll și văzând toate melodiile lor, am văzut și o mărturie. Și am ascultat mărturia Lui. Și în mărturia Lui spunea, uite, eu, Marian Mocanu, nu doar când la vioară, eu vorbesc și oamenilor despre Dumnezeu, cum pe mine, Dumnezeu m-a scos tot așa, dintr-o încercare foarte grea. Mm -hmm. Și atunci, pentru mine, a fost un moment în care am zis deci de asta Dumnezeu mi-a dat încercarea asta și atunci eu nu doar o să-i cânt la vioară, eu o să și mărturisesc cu oamenilor despre acest Dumnezeu. Mm -hmm. Și am luat contact contact cu el, l-am sunat, am vorbit cu el prima dată prin mesaj, am făcut o rugăciune cu el și pentru mine era ceva wow, Cred. că pot să vorbesc cu el. Era și încă este un exemplu foarte mare pentru mine. Și el atunci a și îmi spune, Cristi, tu nu doar vei fi vindecat, dar uite ce vei face, după ce vei fi vindecat, vei merge cu mine, vei cânta și nu doar că vom cânta și vom mărturisi și oamenii despre Dumnezeu. Mm -hmm. Și lucrul ăsta s-a întâmplat. Super. Și Super. știi cum vezi, chiar când ești acolo împlinit, pe un moment poate nu-ți dai seama. Dar când mi-am dat seama în momentul la că eu sunt aici și fratele Mariane lângă mine și cântăm împreună și slujim pe Dumnezeu și le mărturisim oamenilor cum a lucrat Dumnezeu în viețile noastre, atunci se coboară Iisus Hristos și te umple de bucurie mm -hmm. că poți Super. să lucrezi. Da. Super, wow, e wow povestea. Uh, și da, nici nu știu ce să mai zic. Uh, acum te-aș întreba ce, ce faci tu pentru Dumnezeu, și cred că și răspunsul știu, îl mărturisești, bănuiesc. Uh, da, acum în biserica din care fac parte, uh -huh. uh, Poarta cerului, uh, ziceți pe Dumnezeu la laudă, și închinare, avem acolo o echipă, un grup în care cântăm. Uh -huh. uh, sunt și pastorul tineretului, da? Suntem vreo 25 de adolescenți uh -huh. care lucrăm împreună pentru biserică. Mă rog la Dumnezeu că am și un mic proiect pentru viitor, uh, care se numește Leviții, adică oameni care să slujească biserice și oamenilor uh -huh. din uh, acel sat, și încerc momentan împreună cu soția mea. Să slujim cât mai mult pe Dumnezeu. Mm -hmm. Să facem lucrurile astea pe lângă lucrurile noastre firești, care ne pregătim da. să facem și o casă. Super. Da? Munca, desigur că e foarte importantă. Vrem să lucrăm și mult pentru Dumnezeu. Super. Da. Mm -hmm. da. Mă bucur de ce de ce aud și acum am ajuns la finalul acestui podcast și dacă ai un mesaj pentru cei care ne ascultă. ce vrei tu să știe de la tine? Cu ce să rămână? O încurajare poate om. Mesajul meu pentru toți adolescenții din timpul ăsta, ar fi că chiar dacă multe lucruri ar veni contra lor, chiar dacă mulți oameni vor veni împotriva lor și vor spune uite ești într-un fel în care n-ar trebui. Mm -hmm. Chiar dacă multe încercări ar veni, și iar aduce la momentul în care spune că nu mai pot. Să se gândească că Dumnezeu mereu va lucra cu ei. Mesajul meu pentru tineretul în ziua de astăzi e să-mi mult în Dumnezeu. Orice s-ar întâmpla, că vin și lucruri bune, dar și vin și cele rele că trebuie să vină, să-mi creadă în Dumnezeu. Că în toate lucrurile avem de învățat. Asta am luat-o pentru mine. Tot ce a fost bun am avut de învățat, dar parcă toate încercările și oamenii care au fost contra mea, să zic așa, și... Uh, oamenii care la un moment dat nu m-au acceptat, lucrurile doar m-au ridicat și am avut ce să învăț din ele. Uh -huh. Și, în momentul de față, orice ar veni împotriva mea, știu că în spatele meu este Isus Hristos care îl mă va sprijini mereu. Uh -huh. Și sfatul meu, stai pentru tineri, niciodată să nu dea înapoi. Să creadă că orice face, dacă face cu Dumnezeu, va fi perfect. Uh -huh. Super. Uh, mulțumim, Cristi, pentru ce ne-ai povestit uh, și pentru faptul că ne-ai reamintit că avem un Dumnezeu al minunilor. Eu Super! Vă mulțumesc, vă mulțumesc mult pentru că m-ați primit, cu drag, că m-ați invitat drag. și Dumnezeu să lucrezi! Uh -huh. Mulțumim și vouă că ne-ați urmărit și vă invit să vă abonați la canalul nostru de YouTube ca să nu ratați niciun episod din, în care, prin care oameni normali povestesc despre cum s-au lăsat transformați de Isus și despre cum a schimbat el traiectoria vieților lor. Și desigur, like dacă v-a plăcut acest episod, o distribuire și un comentariu ne-ar ajuta foarte mult. O seară frumoasă și pe joia viitoare la 19.30 pe Cross One Radio. Ciao.